O familie formată din 15 adulți și 15 copii a ajuns cu toate lucrurile sub cerul liber și acum arată cu degetul către primărie să le dea o altă locuință socială. Cei mai mulți dintre membrii familiei au locuit timp de 10 de ani într-o casă naționalizată de pe strada Victoriei, căreia nu i-au adus nicio îmbunătățire și nu au plătit nici măcar chiria simbolică. Au fost evacuați pentru a nu cădea clădirea pe ei și s-au mutat pe malul râului Buzău. Au impresionat astfel autoritățile, iar în urmă cu 2 ani au primit ca locuință provizorie clădirea în care a funcționat corpul gardienilor publici, dar au distrus-o și pe aceasta. Astăzi a început demolarea imobilului, iar toți cei 30 de locatari au rămas sub cerul liber. Din nou se plâng că nu a făcut nimeni nimic să îi ajute și cer primăriei o altă locuință socială. Până în prezent, doar că ne-a anunțat că în termen de 3 zile ne dăm țoale afară, deoarece pe partea stângă se lucrează, iar pe partea dreaptă a spus să ne dăm țoale afară. Nu ne-a spus un loc anume unde să ne ducă, ce se întâmplă cu noi, unde o să fie depozitate asemenea lucruri, nu știm unde o să dormim la noapte, o să supraveghem, o să păzim clădirea pe care dânșul o demolează. Mă înțelegeți? Tocmai începând de vineri am fost anunțați cu asemenea probleme. Se vor demola ambele clădiri? Toate clădirile, începând de la poartă până la clădirea din spate, inclusiv cu toaleta care se vede în spatele meu. Ce o să faceți și ce ați vrea să primiți? Vrem să primim și noi o locuință, vrem să primim și noi o locație, undeva să avem unde să stăm, unde să depozităm lucrurile. Sunt 30 și ceva de persoane suntem, la care la noapte nu știm ce să facem. Cu această mobilă care ne-am străduit să o strângem, nu ne-a anunțat nimeni de dinainte, acest vice a venit, a fugit, nici nu s-a uitat la noi. Ce înseamnă treaba asta în România? Ce înseamnă? Practic se vor demola toate clădirile? Toate. Începând totul, totul cade jos, ia tot. De ce nu ne-a zis de dinainte? Trebuia să ne anunțe, să ne dea o locație, să facă așa fel cum stau la birouri cu cafele și țigările în mână. Fiecare cu părticica lui acolo. Că așa se face, un contract, ceva. Dar nu, asta este o prostie ce face. Am 6 copii și unde să-i culc? În cerul liber. Dacă plouă pe noi... Stăm acolo, ne învelim cu folii dacă o găsim, dacă nu vedem, ne cepănim pe aici. Nu, atât. Cum o să dormim pe în altă parte, nu avem unde să mă culc aici. Facem de pază. Spuneți-mi, vi s-a oferit vreo soluție? Nimic, absolut nimic. Absolut nimic. A zis că prima dată când a venit domn viceprimar, a zis că tot ce este materiale ni le dă nouă și că poate ne găsește o locație. Acum când a venit, a întors spatele la noi. Nu se procedează așa. Ne spui dintr-un cap, mă, vă dau acolo și atâta tot, dar nu ne-ați nimica. Pentru clădirile în care a funcționat corpul gardienilor publici situate pe strada Colonel Buzoianu există o autorizație de demolare veche de câțiva ani. Experții au decis că trebuie pusă la pământ pentru că risca să se dărâme la cel mai mic cutremur. Au tot amânat acțiunea în speranța că cei care au trăit acolo și-ar fi găsit adăpost în altă parte. Astăzi a fost termenul limită când buldozerele au intrat în curte și au început să dărâme pereții unul câte unul. Patrimoniul primăriei municipiului Buzău. Da? Urmează ca această clădire care are autorizație de demolare de aproape 3 ani de zile să o demolăm pentru a asigura protecția vecinilor din jur. Au început să pice aticuri, au început să pice parte din construcție, din cărămizi, lucru care ne-a determinat să facem această operațiune cât mai repede. Sunt persoane care locuiesc clandestin toate. Sunt persoane care, cum să spun eu, se întâlnesc cu alte persoane și își măresc numărul de membri care sunt aici. De asta am venit cu colegii mei să mai identificăm și alte persoane care nu au fost cândva în evidența noastră. Aceste persoane... Parte din ele care sunt aici, stau clandestin, au avut la bază niște hotărâri către de evacuare, care au distrus imobilul ăla după Victorie 29. O cunoașteți, dacă și știți ce degradări, ce distrugeri s-au făcut și acolo. Și urmează să, v-am spus, să terminăm operațiunea cât mai repede, pentru că vine frigul, e pericol la proprietățile private să
cadă din bucăți mari, din ziduri și tencuiala și cărămizii acestor construcții vechi, lucru pentru care ne-am determinat să facem această operațiune cât mai repede. Locatarii de aici vor fi trimiși către localitățile de domiciliu? Au fost odată trimiși și din localitățile de domiciliu au venit, s-au alungat oamenii de acolo pentru lucrurile necivilizate care le fac. Primăria Buzău le-a lăsat totuși la dispoziție celor 30 de persoane o clădire cu două camere în care să locuiască până când își vor găsi un adăpost sau până când vor decide să se mute în localitățile de domiciliu.